Nașterea Sfântului Ioan, fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, a fost o minune vestită de înger. De foarte tânăr, el a devenit pusnic, ducând o viață aspră, plină de lipsuri și propovăduind pocăință. El a fost primul om care la botez l-a descoperit și l-a recunoscut pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a propovăduit credința lui Iisus Hristos, fiindcă propovăduia morala creștină și condamna desfrâul în care trăia Antipa cu Irodiada, soția fratelui său, a fost omorât prin tăierea capului. Sfântul Ioan a fost prorocul Noului Testament. Sfântul Ioan Botezătorul mărturisește: eu nu-L cunoșteam pe Mesia, eu nu-L cunoșteam pe trimisul lui Dumnezeu. Și spune asta în contextul în care Domnul nostru Iisus Hristos era chiar verișor cu el, dar nu știa că el va fi Mesia. Și zice așa: cel care m-a trimis să botez cu apă, iată aici prima persoană care vorbește cu Sfântul Ioan Botezătorul, mi-a spus că pe acela peste care voi vedea Duhul coborând ca un porumbel, iată cele două persoane, cea peste care se coboară Duhul Sfânt, a treia persoană, a Sfintei Treimi, acela este trimisul sau unsul dumnezeiesc. Și astfel, Domnul nostru Iisus Hristos este prezentat întregii lumi de către Sfântul Ioan Botezătorul, care apoi se retrage ușor din activitate și nu după multă vreme este și arestat și apoi este martirizat pentru faptul că el ține rânduiala lui Dumnezeu și alții care nu doreau să țină rânduiala lui Dumnezeu nu erau fericiți pentru aceasta. În România, ziua de nume este sărbătorită de aproximativ 2 milioane de români, dintre care 1.500.000 sunt bărbați, iar 500.000 sunt femei.